Lumea se frământă, iar China și Rusia apar aproape în toate conflictele și declarațiile din ultima săptămână. Încălcarea drepturilor omului face ca niște britanici să fie sancționați de China, iar Nike rămâne fără piața de desfacere, boicotat fiind de chinezi. Joe Biden a ieșit la prima conferință de presă de la preluarea mandatului, iar premierul scoțian a promis un nou referendum pentru independență dacă va câștiga alegerile. Putin și-a asigurat încă două mandate de președinte, în timp ce starea de sănătate a lui Navalny se deteriorează. Și tot despre Rusia a vorbit și secretarul general NATO, Stoltenberg, referindu-se la acțiunile din zona Mării Negre și contra țărilor vecine, inclusiv Republica Moldova. Și, deși despre partidul premierului israelian Netanyahu a câștigat alegerile parlamentare, nu are majoritatea pentru a forma guvernul. Sunt Iulian Fruntașă. Începe emisiunea Conexiuni. Încălcarea repetată a drepturilor omului îi aduce Chinei sancțiuni din mai multe părți. Uniunea Europeană, Canada, Statele Unite și Marea Britanie au decis la începutul săptămânii sancțiuni împotriva mai multor membri ai ierarhiei politice și economice din Xinjiang. Motivul este prigonirea continuă a minorității uigure. China a răspuns prin adoptarea de sancțiuni împotriva unor personalități europene și britanice și boicotând produsele firmei Nike. Iranul și China au semnat un acord pentru 25 de ani. China este primul partener comercial al Republicii Islamice Iran și a fost unul dintre principalii cumpărători de țiței iranian înainte de reintroducerea în 2018 a sancțiunilor americane împotriva sectorului energetic iranian, care a dus la prăbușirea exporturilor petroliere ale Teheranului. Pentru Beijing, acordul se înscrie în vastul său proiect de infrastructură, lansat cu peste 130 de țări. Vladimir Putin și-a asigurat încă două mandate de președinte. Deputații ruși au votat un proiect de lege prin care se reglementează rezultatul referendumului de anul trecut, iar Alexei Navalny povestește cum trăiește în închisoarea rusească, ca într-un film SF. Disidentul rus îi acuză pe gardien de privare de somn, iar avocata lui afirmă că starea sănătății i s-a deteriorat. Liderul de la Casa Albă, Joe Biden, a ieșit în prima conferință de presă de la preluarea mandatului. China a fost unul dintre subiectele principale. Președintele american a declarat că i-a comunicat clar omologului său chinez că Statele Unite nu caută confruntări, dar că vor insista ca Beijingul să respecte regulile internaționale privind concurența, comerțul echitabil și respectarea drepturilor omului. Președintele Biden a precizat că va asigura creșterea investițiilor Statelor Unite în noi tehnologii promițătoare, precum calcul cuantic, inteligența artificială și biotehnologie, pentru că nu va lăsa China să devină o putere mai mare decât America. Joe Biden a adăugat în stilul inconfundabil deja că președintele chinez nu are niciun os democratic cu de mic, dar este un tip foarte inteligent. Guvernul scoțian repune pe tapet problema ieșirii din Regatul Unit. Luni a publicat un proiect preliminar al legii pentru un nou referendum asupra independenței după pandemie. Parlamentul scoțian ar trebui să decide data la care să aibă loc votul. În 2014, 55% dintre scoțieni au votat rămânerea în regat, însă la Brexitul din 2016, 62% au votat împotrivă. Boris Johnson, premierul britanic, a calificat subiectul ca fiind toxic. Rezultatul alegerilor din Israel tot nu pune capăt crizei politice. Cu 4 scrutine în 2 ani, partidul premierului Benjamin Netanyahu câștigă actualele alegeri, dar fără a deține majoritatea pentru a forma guvernul. Deși campania de vaccinare este una exemplu pentru țările lumii, aceasta nu i-a folosit prim-ministrului, care are 3 dosare penale, să câștige detașat. Analiștii spun că lupta acum nu se mai duce între stânga și dreapta, ci între Netanyahu și restul partidelor politice din Israel. Vom discuta în această seară cu invitatul nostru permanent, domnul Iulian Groza. Bună seara, Iulian! Bună seara, Iulian! Uite, sunt mai multe știri interesante care s-au întâmplat pe parcursul săptămânii curente, dar aș fi vrut să discutăm puțin despre situația din Israel. Se pare că în pofida unei campanii de succes, aș spune eu, de vaccinare a populației Israelului, Netanyahu totuși nu și-a asigurat un număr suficient pentru a forma guvernul. Ce crezi despre această situație? Cred că există o dramă politică în parcursul ultimor 2 ani în Israel. Câte alegeri s-au Cred că au avut 4 alegeri, dintre care
o bună parte din ele s-au organizat în perioada pandemiei, foarte interesant, mai ales în situația în care Israelul este țara care a reușit cel mai bine să gestioneze situația pandemică și țara care a reușit să vaccineze mai mult de jumătate din populație. Exact. Și asta, într-un fel, este foarte interesant în contextul în care au avut aceste alegeri. Știm foarte bine că premierul Netanyahu are 3 dosare penale în examinare. Pe de altă parte, Partidul Solicud a pierdut, cred că 7 locuri în Knesset, dar blocul acesta de dreapta a reușit să obțină 54 de mandate, da, din 120 de, deci de deputați din Knesset. Oricum, lucrul ăsta nu-i permite să creeze într-adevăr. Și care fapt se datorează, această respingere a dreptei? Că acolo îl regăsim și pe Lieberman, fost cetățean și a Republicii Moldova, un politician important. Vorbim și despre un fost coleg al lui Netanyahu, Saar, care a plecat din Likud. Și vorbim și despre alte partide mai mici care se află pe dreapta. Așa. De ce aceste partide s-au unit împotriva lui Netanyahu? În mare parte din cauza profilului exact. Netanyahu și diferite scandaluri corupționale care au existat. Dar ce arată această alegere este în pofida faptului că Israelul este un stat destul de stabil, consolidat și reușește în pofida acestor crize politice să aibă instituții funcționale care să gestioneze inclusiv și criza pandemică. Oricum, societatea în Israel este una divizată. Da. În mare parte, lucrurile astea se datorează și situației din regiune în general, Palestina și așa mai departe. Și punterea populației ultraortodoxă este destul de importantă în sens politic. Așa este. Care nu a ținut de reguli, apropo. Așa este, dar ce mai interesant în aceste alegeri este că, practic, pentru prima dată în ultimii ani, un partid arab a reușit să obțin rezultate bune. Modeste, dar oricum, aparent, partidul Ra'am, care este un partid arab, este un partid care ar putea, într-un fel sau în altul, să încline balanța în viitoarea coaliție de guvernare. Și lucrul ăsta, într-un fel, ar putea sau nu să ofere un guvern Israelului în perioada imediat următoare, mai ales că liderul acestui partid nu a exclus o participare în coaliție cu blocul de dreapta, deși unii membri în acest bloc de dreapta, cum este partidul Yamina, da, au zis că nu vor accepta o astfel de situație. Respectiv, într-adevăr, ce vedem noi este că, practic, majoritatea partidelor în opoziție blocului de dreapta vor încerca să totuși să caute soluții pentru a se opune, deși Netanyahu în ultimii ani a reușit să iasă învingător și să creeze guverne, deși în perioade scurte, dar iată-și... Da, Netanyahu este un politician extrem de talentat și chiar mă miră de câte ori se poate reinventa. Cum crezi, de această dată dânsul va reuși sau până la urmă va merge la închisoare? Totul depinde de modul în care se va crea probabil guvernarea. Unii analiști spun că în momentul în care se va consolida un guvern condus de Netanyahu, probabil că cazurile corupționare ar putea să mai scadă din intensitate. Da. Dar, până la urmă, cred că este o incertitudine și această dramă politică ar putea să continue în continuare și în cazul în care nu se va crea un guvern, în Israel ar putea să mai aibă loc încă o rundă de alegeri anticipate. Exact. Deci, am văzut ce se întâmplă în Israel. Acum propun să urmărim ce se întâmplă și în cadrul Uniunii Europene, la nivelul instituțiilor europene, dar și în cadrul statelor membre.
Uniunea Europeană are un nou instrument financiar care va acoperi toate acțiunile sale cu implicații militare desfășurate în cadrul politicii externe și de securitate a blocului comunitar. Noul Fond European pentru Pace, în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, va sprijini operațiunile de menținere a păcii în toate țările partenere. Măsurile de asistență includ furnizarea de echipamente militare și de apărare, infrastructură sau asistență. Uniunea Europeană și Statele Unite își vor uni forțele pentru a aborda comportamentul provocator al Federației Ruse, a declarat diplomatul șef al Uniunii Europene, Josep Borrell. Alături de șeful diplomației americane, Antony Blinken, aflat în vizită la Bruxelles, Borrell a spus că susține implicarea Statelor Unite în inițiativa de apărare a Uniunii Europene. Șeful diplomației europene a mai spus că există o înțelegere comună a faptului că relațiile cu China au multiple fațete și includ elemente de cooperare, concurență și rivalitate sistemică. La rândul său, diplomatul american a susținut că dialogul despre China este necesar, pentru că dacă UE și SUA lucrează împreună, Beijingul poate fi abordat mai eficient. Răspunsul Europei la pandemia de COVID-19, programul UE pentru sănătate în valoare de 5,1 miliarde de euro, a intrat în vigoare. Conceput pentru a ușura redresarea țărilor membre în perioada post-COVID-19, programul va îmbunătăți sănătatea în țările blocului comunitar, va proteja cetățenii de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății și va spori gradul de pregătire și capacitate a Uniunii Europene de a răspunde în mod eficace la viitoarele crize sanitare. Comisia Europeană a adoptat primul program de lucru anual Erasmus Plus din perioada 2021-2027. Cu un buget de peste 28 de miliarde de euro, dublu față de perioada anterioară, noul program va oferi oportunități de învățare în străinătate pentru 10 milioane de europeni și beneficiari din țările asociate. Programul revizuit va favoriza și mai mult incluziunea și va sprijini dubla tranziție ecologică și digitală. Derulat în 33 de țări, noul Erasmus Plus este deschis elevilor, studenților, cursanților, adulți, cadrelor didactice și antrenorilor sportivi. Orice organizație cu activități în domeniul educației, formării tineretului și sportului poate solicita finanțare cu sprijinul agențiilor naționale Erasmus Plus, prezente în toate statele membre ale Uniunii Europene și în toate țările terțe asociate la program. Asia Centrală, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan și Kyrgyzstan, 5 state cu sufixul iranian Stan, care înseamnă pământul care aparține kazachilor, uzbecilor și tot așa. O regiune cu 73 de milioane de oameni, cu o istorie complicată, marcată de coexistența dificilă a structurilor sociale de clan și modernitate. Cumva paradoxal, Uniunea Sovietică a fost cea care a oferit triburilor nomade statalitatea necesară pentru proiectele de modernizare economică, socială și culturală. Doar că modul în care Moscova a trasat hotarele între grupurile etnice nu a ținut uneori cont de identitățile respective și s-a condus mai mult după logica administrativă sau alteori împărțind pământurile aleatoriu. Atâta timp cât identitatea locuitorilor era determinată de umma, calitatea de a face parte din comunitatea globală a musulmanilor, lucrurile se soluționau simplu. Însă odată cu acordarea statalității, granițele trasate arbitrar și dispariția puterii coercitive a Moscovei, lucrurile s-au complicat și conflictele etnice au început să apară în întreaga regiune. Resursele naturale, inclusiv apa și pământul arabil, au devenit și ele motiv de conflicte între state, iar densitatea mare a populației în regiunile favorabile traiului creează condiții pentru răspândirea rapidă a violenților. Cu toate acestea, regiunea are un potențial enorm în ce privește dezvoltarea economică și culturală, iar dacă ar fi existat o tradiție democratică în statele Asiei Centrale, aceasta s-ar fi bucurat de investiții mari și un flux de turiști dornici să exploreze destinații noi. Să sperăm că într-o bună zi se va întâmpla și minunea aceasta și va fi, după cum susținea Borat într-un film despre Kazakhstan, very nice. Asia Centrală este de secole o punte de legătură terestră între Europa și Asia. Deși ocupă un teritoriu imens, regiunea e mai puțin cunoscută lumii. Anterior a făcut parte din blocul comunist, iar în acest moment, din cele 5 republici ale Asiei Centrale, 3 par mai consolidate economic și militar, Kazahstan, Turkmenistan și Uzbekistan. Cea mai mare țară din Asia Centrală, Kazahstanul, se întinde pe o suprafață de 2,7 milioane de kilometri pătrați și este a noua țară din lume după suprafață. Cu
populație de aproximativ 18 milioane de locuitori, Kazahstanul e considerat și cel mai prosper stat din Asia Centrală. Țara e condusă de președintele Kasım Jomart Tokayev. Mai bine de trei decenii, Kazahstanul a fost condus în mod autoritar de președintele Nursultan Nazarbayev, în cinstea căruia a fost și redenumită capitala statului, altădată Astana. Deși s-a retras din politică acum 2 ani, Nazarbayev ocupă în continuare poziții cheie în Kazahstan, fiind conducător pe viață al Consiliului de Securitate. Kazahstanul este foarte bogat în resurse naturale. Este cel mai mare producător de uraniu din lume și are cea mai mare cantitate de petrol dintre toate statele foste socialiste, cu excepția Rusiei. Proviziile acestuia sunt estimate la circa 30 de miliarde de barili. Progresul economic al Kazahstanului depinde de prețul petrolului și a fost afectat de impactul puternic al pandemiei de COVID-19 și de dependența politică și economică tot mai mare de China. Problema sa internă este însă nivelul de corupție înalt. Kazahii nu cred că autoritățile chiar luptă împotriva corupției, cum tot afirmă, iar motivul este simplu. În Kazahstan există o verticală strictă a puterii, în care au acces doar clanurile de familie. Uzbekistanul este un alt stat important din Asia Centrală, cu șanse de a obține o supremație regională. Țara, cu capitala la Tashkent, are cea mai mare populație din Asia Centrală, aproape 34 de milioane de locuitori. Uzbekistanul a fost unul dintre bastioanele islamului, cu populație majoritar musulman-sunită. Țara este condusă de Shavkat Mirziyoyev, venit la putere acum 3 ani. Timp de 3 decenii, Uzbekistanul a fost un stat cu o dictatură post-sovietică, o societate închisă cu o cruzime și incompetență extremă. Regimul fostului președinte, Islam Karimov, a forțat bărbații, femeile și copiii să lucreze la plantații. În 2016 ajunge la putere Mirziyoyev. În câțiva ani, noul președinte a pus capăt muncii forțate, a deschis mai multe treceri de frontieră și a decis să închidă una dintre cele mai severe închisori din țară. Reformele au dus la liberalizarea economiei și la diversificarea partenerilor de export. Uzbekistanul are importante rezerve de petrol și este al 9-lea cel mai mare producător de aur din lume. În vreme de pandemie, Uzbekistan a avut consultări periodice cu vecinii săi în privința efectelor virusului în plan economic și sanitar și și-a sprijinit vecinii cu alimente și echipamente medicale. Turkmenistanul este o țară neutră. Turkmenii au și celebrat de curând 25 de ani de politică de neutralitate. Cu resurse naturale imense, Turkmenistanul evită scenariile în care să se asocieze cu marele puteri. Economia Turkmenistanului depinde în mare măsură de exporturile de gaze, iar pentru a-și diversifica vânzările, guvernul de la Ashgabat a construit o nouă conductă către India prin Afganistan. Gurbanduli Berdimuhamedov, în vârstă de 63 de ani, conduce fosta Republică Sovietică cu 6 milioane de locuitori de aproape 20 de ani, ca un lider absolut ce nu tolerează disidența. De curând, Gurbanduli Berdimuhamedov l-a numit vicepremier pe fiul său. De altfel, copiii liderilor autocrați din Asia Centrală sunt văzuți drept moștenitori ai puterii părinților lor. Guvernul turcmen impune restricții libertăților mass media și religiei și controlează strict accesul la informații. Autoritățile nu recunosc sărăcia din țară și au negat multă vreme și existența cazurilor de COVID-19. Se alătură discuției noastre domnul Alexandru Tănase, expert în domeniul justiției, într-un proiect al Uniunii Europene la Tashkent și Bishkek. Bună seara, Alexandru! Bună seara, Iuliane! Bună seara! Da, ne pare foarte bine că ești în această seară cu noi. Să începem discuția noastră cu o întrebare așa, nu știu dacă este ea teoretică, dar una care probabil cred că ar reflecta cumva esența. Cum interacționează structurile sociale tradiționale bazate pe clan cu modernitatea și, în general, în ce măsură putem aplica normele europene în țările Asiei Centrale? Bine, eu cred că ar fi mai întâi de toate necesară o precizare. Chiar dacă toate denumirile toate acestor state se termină cu Stan, nici de cum ele nu trebuie văzute ca un tot întreg sau ca și entități asemănătoare. În realitate, ele sunt foarte, foarte diferite. Au o cultură distinctă, o cultură instituțională distinctă, nivelul de reforme este absolut, absolut diferit. Și cum ele diferă? Cum diferă? Păi, dacă ar fi să analizăm situația din Kârgâzstan, Kârgâzstan a fost mereu un pionier și un răsfățat al cancelarilor occidentale, deoarece era până la un moment dat singurul stat democratic în Asia Centrală, de unde, într-un fel sau altul, erau diseminate în regiune diferite modele, diferite reforme, bunoală, reforma dreptului civil, reforma dreptului administrativ, reformele instituționale și așa
mai departe. La un moment dat, cred că Stanu și-a pierdut această calitate, în mod special după evenimentele din toamna anului trecut, când puterea a fost preluată de un grup de persoane cu viziune absolut distinctă democrației și care au recurs la niște manevre instituționale foarte deocheate, ca să zic așa. Ultimul episod care urmează să fie jucat va fi pe data de 10 aprilie, urmează să fie adoptată o nouă Constituție, care de fapt transformă Kârgâzstanul într-un stat autoritar după toate regulile, unde întreaga putere va aparține președintelui țării, absolut toată, care va putea dizolva parlamentul ori de câte ori dorește el, care va putea efectua remanieri guvernamentale și care are o putere absolut necontrolată, total neponderată, dacă ar fi să analizăm prin prisma mecanismul ăsta de checks and balances. În același timp, Uzbekistanul, care, după cum spunea și dumneavoastră, a fost văzut mereu ca un stat închis, unde se recurgea la munca forțată. În 2 ani de zile a făcut o serie de progrese fulminante. La ora actuală este un stat cu o dinamică foarte pozitivă a reformelor. Vreau să zic că majoritatea instituțiilor donatoare și-au mutat reședințele de câțiva ani de zile în Uzbekistan. Ei au efectuat o serie de reforme economice, despre care se vorbește mai puțin, dar eu m-am întors de la Tashkent ieri seara și vreau să vă zic că este un stat realmente asistăm la o explozie economică, dacă ținem cont de faptul că ei de fapt nu au avut proprietate privată, nu a existat niciun fel de elemente ale economiei de piață. Și în acest sens, sigur că răspunsul trebuie să-l căutăm nu atât în trecutul sovietic, care a fost același pentru toți, mai degrabă în experiențele statale care au existat anterior. Uzbekistanul, spre deosebire de statele care, cum ar fi Kârgâzstanul, unde de fapt întreaga structură este socială, este bazată pe triburi și astăzi este structurată având cam aceleași elemente de reper. În Uzbekistan totuși am avut o statalitate de peste 500 de ani de zile, o adevărată civilizație cu sistem de învățământ, cu cercetare și în perioada sovietică acesta a fost o regiune mult mai dezvoltată decât Republica Moldova în mod special. Eu vreau să vă zic că cât ține de modelele și perspectivele de europenizare, ambele guverne, atât cel din Kârgâzstan cât și cel din Uzbekistan, ei țintesc cele mai înalte standarde. Dacă ar fi să vedem cum este aranjată administrația de stat, sunt modele europene clasice, parlament, guvern, executiv, ministerii și așa mai departe. Justiția este organizată în totalitate după model european. Justiția constituțională este organizată după cele mai bune și cele mai clasice modele kelsiene. În sensul ăsta, standardele care și le propun aceste state sunt absolut europene. Chiar și vizual, vreau să vă zic, dacă ar fi să ne pomenim în unul din capitalele acestor două state la miezul nopții, eu cred că nimeni nu ar putea să afirme cu certitudine că se află în Asia Centrală, ci mai degrabă într-o fostă provincie sovietică, cu ușurință pot fi confundate cu orașele mari din Ucraina, Belarus, Federația Rusă și așa mai departe. Alexandru, fiindcă ai lucrat mai mult timp în Bishkek pe reforma constituțională, acum zici că s-ar putea să fie adoptată o nouă Constituție la inițiativa lui Japarov. Și aici vreau să te întreb cât de mult, iată-și din perspectiva noastră aici, din Republica Moldova, cât de multe similitudini există în contextul luptelor astea politice, totuși având în vedere că regiunea Asiei Centrale este una diferită și țările diferă între ele, dar poate există anumite similitudini sau anumite paternuri care pot fi identificate în procesul de reforme aproape. Există un singur element comun care îl pot eu acum așa rapid să-l enunț, este vorba de populism. Vreau să vă zic că rețelele de socializare și tehnologiile au schimbat viața Asiei Centrale la fel cum au schimbat-o și în Europa Centrală, în Europa Occidentală și restul lumii. Și în sensul ăsta, elementele marginale, elementele mai puțin vizibile de altă dată, au devenit omniprezente cu mesaje populiste, exact ca și în Republica Moldova. Ca regulă, politicienii sunt mai preocupați de agendele electorale de moment și foarte puțin sunt cei care i-am întâlnit eu,
care ar putea să poarte o discuție despre generațiile viitoare. În schimb, toți sunt gata să discute despre perspectivele electorale viitoare și, în acest sens, nu văd mari diferențe dintre Republica Moldova, Bunăoara și Asia Centrală. Mai fi un element. Totuși, trecutul ăsta sovietic nu se diluează atât de rapid. Oamenii sunt în așteptarea unor soluții miraculoase. Oamenii așteaptă un zeu, cineva, o zeitate, nu știu, Deus Ex Machina, care să rezolve rapid toate problemele lor, fără niciun efort din partea populației propriu-zis. Toată lumea vorbește despre schimbare, dar puțin sunt cei care sunt gata să se schimbe ei însuși. Și în acest sens, ele sunt foarte apropiate, modelele astea. Competiția electorală este la fel de acerbă. Bun, noi nu avem partide puternice în aceste două țări care ar fi capabile să joace un rol de genul partidelor care le joacă cele din Republica Moldova. Noi totuși avem o democrație matură din punctul meu de vedere și competiția politică este puțin diferită. Dar oricum, dacă ar fi să analizăm la modul superficial, vom vedea aceeași intoleranță, aceeași incapacitate de a dialoga, aceeași incapacitate de a înțelege interesul celorlalți actori politici, tendința de a domina. Lucrurile astea sunt probabil moștenite din perioada sovietică, care nu cunoștea pluralismul ca atare și care, de fapt, a furnizat un anumit model de administrare a statului, bazat în principal pe elementele represive ale statului. În Asia Centrală, puterea este exercitată prin procuratură și justiție, în mare parte. În Republica Moldova, ani de zile am avut când puterea a fost exercitată prin procuratură și justiție și, sincer să fiu, senzația mea actuală este că cei care dețin puterea asta și care o dispută pentru viitor, de asemenea văd procuratura, justiția, elementele represive ale statului ca o serie de instrumente indispensabile jocului democratic. Ori dacă veți merge în Europa Occidentală, o să vedeți că lucrurile stau absolut diferit. Principiul ăsta, separației puterilor în stat, el este unul foarte bine gestionat prin diferite mecanisme. Alexandru, nu te supăra, vreau totuși să revin la intoleranța pe care am menționat-o, dar de data aceasta la intoleranța etnică. Știm că au existat conflicte în Valea Fergana, în particular spre sfârșitul Uniunii Sovietice, dar și în 2010. Care sunt acum relațiile Kârgâzstanului cu Uzbekistanul? Relațiile kârgâzo-uzbeci cunosc acum o încălzire și o ascensiune. Chiar zilele trecute, președintele Japarov și președintele Mirziyoyev au semnat un acord de delimitare a frontierii, care, de fapt, aici a fost elementul acelor contradicții. În mod special, este vorba de evenimente de la Batkent, unde au murit foarte mulți oameni. A fost un veritabil măcel. Plus, ei au moștenit exact cum am moștenit și noi anumite enclave. Ei au moștenit din perioada sovietică, în mod special kârgâzii, o serie de enclave uzbece care se află... 8 în total și 4 sunt uzbece, 2 tajice și tot așa, da. Dar acum, fiind delimitată frontiera, zilele trecute am asistat la un briefing de ambii care au făcut reprezentanții acestor două state și ei au găsit o soluție strategică. Autoritățile kirghize au transferat peste 10.000 de hectare Uzbekistanului, deoarece Uzbekistanul, ei au o problemă, fiind mult mai numeroasă populația, au o problemă cu terenurile agricole. În schimb, uzbecii au transferat o serie de terenuri necesare pentru a acumula apa. Problema în ce constă? Uzbecii au nevoie de apă în perioada de vară, atunci când sunt foarte multe lucrări agricole, ei au o agricultură foarte bună, care de altfel asistăm și acolo la o ascensiune spectaculoasă. Iar kârgâzii au nevoie de apă în perioada rece a anului, țara fiind nordică, aflându-se în munții Tenșani, ei consumă multă energie electrică iarna. Și în sensul ăsta, bazinele de acumulare, ei le folosesc pentru a acumula apa pentru perioada rece a anului. Ăsta era conflictul. Și acum s-a ajuns la o înțelegere
înțelegere, ambele state vor construi împreună o hidrocentrală. Deocamdată nu este clar impactul asupra mediului. Urmează să vedem exact în ce măsură autoritățile ecologice ar accepta un astfel de proiect, deoarece după secarea Mării Arale, lumea este foarte impacientată în legătură cu utilizarea irațională a resurselor acvatice în scopuri industriale și scopuri agricole. Ori în sensul ăsta, oricum asistăm la o dezghețare a relațiilor și este una vizibilă. Cred eu, pentru prima dată am putea să constatăm că o problemă de frontieră, o problemă de delimitare a frontierei, exact, după delimitările care au avut loc cu China, care au fost foarte complicate, s-a soluționat. Și lumea este foarte optimistă în acest sens. Alexandru, rămâi, te rog, cu noi. Noi însă, în continuare, vă propunem să urmărim care este situația din Kârgâzstan și Tajikistan. Tajikistanul și Kârgâzstanul, cu geografia lor problematică, continuă să fie țările cele mai sărace ale Asiei Centrale. Cele două state depind semnificativ de transferurile de fonduri din străinătate, în special din Rusia, și de investițiile și împrumuturile străine, în special cele din China. Comparativ cu alte state din regiune, Kârgâzstanul poate fi considerat relativ o democrație. Kârgâzii au ieșit în stradă în acest an, nemulțumiți de faptul că președintele Sadır Japarov a modificat Constituția, transformând țara într-o republică prezidențială. Autoritățile Kârgâzstanului, țară săracă, au fost slăbite în ultimul an de o serie de scandaluri politico-financiare. Japarov a promis că va readuce migranții acasă și că va achita datoria țării față de China, doar că nu se prea știe de unde bani, decât de la ruși. Cu o populație de puțin peste 6 milioane de locuitori, Kârgâzstanul își are capitala la Bishkek și, geografic vorbind, e practic strivit de Kazahstan și China. Țara are foarte puține opțiuni geostrategice. În mod tradițional, creșterea animalelor și cultivarea plantelor sunt cele mai importante activități. Însă, în ultima perioadă, a crescut exploatarea aurului și a cărbunelui în Kârgâzstan. Alături de Kârgâzstan, Tajikistan este una dintre cele mai afectate țări din punct de vedere economic, inclusiv din cauza pandemiei de COVID-19, deoarece o mare parte din migranții care lucrau în Rusia și care asigurau peste 40% din PIB-ul țării și-au pierdut locurile de muncă sau lucrează doar pentru a-și asigura supraviețuirea în străinătate. Tajikistanul este, în general, un stat slab dezvoltat. Imediat după declararea independenței de Uniunea Sovietică, țara a trecut printr-un război civil prelungit pe 5 ani. Tot de atunci, Tajikistanul e condus de Emomali Rahmon, cu capitală la Dushanbe și o populație de 9,5 milioane de locuitori, preponderent musulmani. Tajikistanul este cea mai săracă țară din Asia Centrală. Blocată în trecut, sub guvernarea autoritară a lui Rahmon, autoritățile din Tajikistan continuă să bage la închisoare criticii guvernamentali. Autoritățile tajice au intensificat hărțuirea rudelor disidenților pașnici din străinătate și readuc cu forță adversarii politici din străinătate folosind cereri de extrădare motivate politic. Guvernul de la Dushanbe restricționează sever libertatea de exprimare, întrunire și religie, inclusiv prin cenzurarea la greu a internetului. Discuția noastră, de data aceasta vorbim inclusiv și cu doamna Corina Cepoi, expert media, director Internews Moldova, anterior director de țară la Internews în Kârgâzstan. Bună seara, Corina! Bună seara! Uite, este Asia Centrală, care e subiectul pe care îl discutăm în această seară. Înțeleg că ai acoperit din Kârgâzstan întreaga regiune sau doar Kârgâzstanul? Inițial doar Kârgâzstanul, am fost director de proiect, apoi director pe țară și am fost și a doua persoană pentru Asia Centrală. Deci am fost vice pentru regiune. Deci cunoști dar regiunea foarte bine, să înțeleg, nu? Dar personal am călătorit din plăcere în zona, adică chiar am acoperit zona din punct de vedere turistic. Văd că ai și un panou așa din Asia Centrală în spatele tău. Da, este un covor. Pe care l-am primit în dar de la echipa de acolo și respectiv oficiul din Moldova acum beneficiază de acest dar. Îmi place foarte mult. Aha. Haina tot e de acolo. Și la fel și cercei. Deci sunt foarte buni meșteri, covoare fac, deci decoruri din genul ăsta tradițional. Meșteșugarit a fost dezvoltat de mii de ani. Este bine cunoscut că au fost meșteșugari extraordinari. Asta e locuința în care ei stau. Aha, aha. Și ce e asta? O iurtă. O iurtă. Foarte interesant. Da, iurtă e tipică pentru cei triburile sau țările turcice. E vorba de Kazahstan și Kârgâzstan. Mai degrabă le vezi acolo.
Da. Și respectiv acolo locuiesc. Pot să o pun în câteva ore, este și o competiție care o, îți pui casa, construiești în câteva ore. Aha, foarte interesant. Da. Spune-ne, te rog, ai stat mai mulți ani acolo în Asia Centrală și care sunt impresiile, dacă, de exemplu, ai fi trebuit așa să explici în foarte succint, știu că este o provocare, pentru că cunoaștem tot mai multe despre o cultură, dar dacă ai putea cumva succint să explici ce ți-a rămas în urma acestei experiențe? Care sunt emoțiile tale? Care sunt părerile tale? Vorbeam anterior cu Sandu, care sper că ne aude în continuare, Tănase, că țările sunt diverse. Noi aici, din Moldova, vedem Asia Centrală ca o regiune cumva așa îndepărtată, la fel. Toată lumea este, toți sunt dictatori acolo și toți au gaz și petrol și bumbac. Dar ce ne spui tu? Sunt și democrații, sunt foarte diferite țările, da. Pentru că Kârgâzstan și Kazahstan sunt un fel de, aș spune, și limbă și culturi, celelalte țări la fel. Nu am ajuns doar în Turkmenistan, din păcate, dar în toate celelalte țări am călătorit, am stat, concediile am făcut acolo, cât am muncit acolo și mi-a plăcut foarte mult. Am făcut Pamir Highway, este așa un drum care îi conectează Tajikistanul și Kârgâzstanul. Sunt oameni foarte calzi, e o zonă foarte interesantă, poate fi cunoscută și prin limbă. Eu am început să învăț kârgâză acolo și am învățat toată perioada cât am stat acolo. Nu prea o practicam, din păcate, pentru că în capitale se vorbește mai mult rusă. Aha. Dar prin limbă tot cunoști oamenii de acolo, prin meșteșugurile, prin prietenii de acolo, care sunt prieteni pe viață acum, da. Și recomand cu plăcere turismul de acolo. Munții sunt dramatici, adică n-am văzut așa munți nicăieri, ne plăcea tot timpul, plecam la munte și după cum vedeți, eu sunt o mare fană, sunt și poze în nivelul ăsta de mai jos de acolo, din zonă, sunt niște peisaje extraordinare. Corina, vreau să întreb puțin despre experiența ta profesională acolo. Da. Cât de mult se aseamnă spațiul informațional din regiune cu cel din Republica Moldova și cât de mult sunt expuse aceste țări, în special Kârgâzstan, la diferite acțiuni de dezinformare, cât de înalt este nivelul de informare a populației, de filtrare a informației acolo? Kârgâzstan, într-adevăr, e cea mai liberă, cea mai democratică țară. Mi-a fost simplu și ușor să lucrez acolo, pentru că oficiul organizației mele e acolo de mulți ani. Practic, lumea consideră Internews un fel de organizație ai lor. Moldova, în comparație, am deschis doar câțiva ani în urmă, 4 ani în urmă oficiul. Când am aterizat, eu țin minte că vorbeam cu taxistul, comunicam cu el și ziceam că uite, merg să muncesc pentru Internews și el zicea, Open Asia, păi noi am văzut emisiunile, știm, deci un taxist. Și lumea interesată este informată în Kârgâzstan și sunt grupuri foarte active de la care am putea noi să luăm exemplu. Există un ONG, de exemplu, se numește CLOP, care lucrează cu tinerii, deci un ONG similar nu aveam. Acum am un proiect foarte interesant în care, în afară de informare, mai fac și modelul unui Sputnik, unui satelit care va fi lansat în spațiu și o fac asta fetele, pentru că drepturile femeii acolo sunt problematice și au de lucru și cu informarea, cu dezinformarea la fel, influența este și e multiplă, mai diversă ca la noi, că mai joacă sau are un rol important și China. Desigur, informația și informarea din Rusia domină în toate aceste țări, dar oricum organizațiile de presă din Kârgâzstan mai ales sunt foarte active și produc conținut local, mai ales în afara Bishkekului, produc conținut în limba kârgâză, care e foarte interesant, apropo, și foarte apropiată de turca. Eu, în momentul în care am început să învăț kârgâza, am început să înțeleg
ce se întâmplă în aeroportul din Istanbul, aeroportul obișnuit de tranzit, dacă vrei să ajungi în Asia Centrală, dar am început să înțeleg și când vorbesc găgăuzii noștri. Deci e o limbă turcică, asemănătoare și cu kazaha, și cu turca, și cu găgăuze. Corina, ziceai și tu că Kârgâzstanul este o societate mai vibrantă, așa. Da. Și știm că au avut loc mai multe ciocniri, mai multe proteste, revoluții. Și în sensul ăsta, care a fost rolul surselor media? Cât de corect, cât de obiectiv au reflectat aceste situații? Și în general, spre exemplu, este cel mai recent, nu știu dacă mai ții legătura cu colegii de acolo, ultima practic ciocnire după alegerile parlamentare. În sensul ăsta, presa, cât de mult a avut un rol de a arăta situația curentă și de a reflecta obiectiv situația de acolo? Există presa independentă. Ca și la noi, e deseori dependentă, din păcate, de finanțările externe, dar și susținerea audienței crește. Adică dacă înainte vorbeam doar de granturi în Kârgâzstan, acum CLOP obține și susținere de la oamenii care îi citesc. CLOP.KG, da? KG. Sunt o mână de organizații de presă care sunt echilibrate și din nou se poate vedea echilibrul în acele monitorizări pe care le fac organizații ca și OSCE. OSCE face la același lucru și la noi. Sunt și organizații dependente de grupuri economice, foarte similar ca la noi, sau de guvern. Din păcate, televiziunile unele sunt dependente și ele, dar în general avem tot spectrul de informații și găsim multă informație obiectivă. Corina, vreau să te întreb câte ceva despre situația economică. Bine, nu în detalii așa foarte așa explicit, mai degrabă, care este impresia ta în ce privește dezvoltarea economică, pe cât sunt de pauperizate populațiile din aceste cinci state din Asia Centrală? Cunoaștem foarte bine că și emigranți sunt foarte mulți, în special din Tajikistan, în Federația Rusă. Bugetul, apropo, Tajikistanul la 40% este acoperit din aceste remitențe. Cum crezi tu, adică care este situația economică și care sunt perspectivele, de fapt, de dezvoltare ale acestor state și perspectivele și oportunitățile de investiții? Da, nu sunt deloc expert în economie, nu m-aș descurca nici cu Moldova, nu mai zic de alte zile, dar vreau să zic că impresia mea personală din ce am văzut eu, da, trăind acolo, consumând, discutând cu lumea de acolo, pot să zic că migrația în Rusia domină. Mai e și filiera turcică, dar interesele cele mai vibrante, aș spune, și importante acum sunt și vin de partea Chinei. Pentru că Asia Centrală este în drumul mătăsii, pe care China acum îl restabilește. Sunt investiții în drumuri impresionante, deci impresia pe care o ai la prima vedere, de fapt, că sunt drumuri bune, multe. Și când vezi cine le finanțează, cine muncesc în șantiere, e vorba de China. Și China investește foarte mult în infrastructură, având planuri mari pentru a trece prin Asia Centrală și a ajunge în Europa. Deci a conectat din nou China cu lumea. Interesele sunt mari, sunt și interese în zona informațională, deci se oferă programe în diferite limbi, poți să iei pe gratis sau chiar să fii plătit pentru a prelua programele chineze. Așa că interesul, eu aș spune, cel mai interesant sau cel mai demn de urmărit este interesul economic al Chinei. Și asta e impresia unei persoane care a stat acolo mai mulți ani. Vreau să revin acum la Alexandru și să continuăm acolo unde am rămas cu discuția acum recent, referitor la China. Alexandru, dacă ne auzi, uite, Corina a vorbit despre China, a menționat-o. Știm că și rolul Rusiei este extrem de important. Cum se manifestă rolul Rusiei în Asia Centrală?
rolul Rusiei nu poate fi previst. Nu este privit aici în zona noastră în care locuim noi. Este total diferit. Rusia are anumite interese economice, are. Dar nu cred că sunt chiar de țin mai degrabă de apropiere de Afganistan, de India. Asta ar fi mai degrabă interesele strategice ale Rusiei. Dacă ar fi să ne referim la Kyrgyzstan, rușii dețin anumite segmente din economie, în special în mineritul, dar ei se confruntă cu aceleași probleme cu care se confruntă și oamenii de afaceri chinezi. Instabilitate politică, lipsa de legislații, insecuritatea, pretențiile oamenilor de afaceri ruși deseori sau anumitor atacuri din partea statului, fie din partea unor astea criminale care operează în zone de Kyrgyzstan. China este prezentă, China este unul dintre cei mai mari investitori în toate. Alexandru, legătura nu este foarte bună. Propun să revenim la discuție puțin mai târziu. Acum însă să urmărim și noi, de fapt, care sunt interesele marilor puteri în regiune. Un important potențial economic și de resurse naturale, țările din Asia Centrală sunt o miză importantă pentru marile puteri ale lumii. Rusia și China, care sunt vecinii acestor state din Asia Centrală, par cei mai implicați actori în politicile interne ale celor cinci stan. Două inițiative sunt pregnante aici, centura și drumul propus în 2013 de China, care creează un drum al mătăsii, o rețea de schimb comercial și infrastructură care se lege Asia de Europa și Africa. Proiect care a avut succes și state din Asia Centrală sau de Sud au semnat acorduri de cooperare, alimentându-le astfel dependența de statul chinez, și Uniunea Economică Euroasiatică a Rusiei, care a fost înființată în anul 2015, compusă din Rusia, Belarus, Kazahstan, Kyrgyzstan și Armenia și creată după modelul Uniunii Europene. Între timp și Kremlinul vrea să dețină controlul asupra resurselor energetice și a rutelor de transport din Marea Caspică. Și dacă părea că lucrurile erau împărțite la un moment dat, că Beijingul se ocupă de investițiile economice în aceste țări, iar Moscova se preocupă de aspectele militare, China revendică acum și interese în domeniul de apărare al acestor state. De altfel, China folosește Asia Centrală pentru a lupta împotriva uigurilor, populație vorbitoare de limba turcă din vestul Chinei, care locuiește în regiunea chineză Xinjiang. Statele Unite se arată îngrijorate de prezența masivă a Chinei în regiune și denunță creșterea datoriei țărilor din Asia Centrală față de Beijing și abuzurile din Xinjiang. Washingtonul și-a mărit interesul pentru statele din regiune după atentatele teroriste din 2001, încercând să combată terorismul, dar și după ce a decis să intervină în Afganistan, iar interesul american pentru zonă se vede și din baza militară de la Manas din Kyrgyzstan, de unde s-au scurs multe milioane de dolari în contracte profitabile unor companii controlate de regimul politic de la Bishkek. În ciuda faptului că Uniunea Europeană este unul dintre principalii donatori și parteneri economici, vizibilitatea sa în regiune este relativ scăzută, și asta pentru că Bruselul s-a axat pe mai multe direcții de politică externă. Europa recunoaște importanța strategică a Asiei Centrale și susține democrația în societate, insistând pe respectarea drepturilor omului într-o regiune în care abuzurile sunt un mod de guvernare. Germania a încercat să aducă în atenție relația cu țările Asiei Centrale, însă lipsa de vizibilitate a proiectelor în detrimentul celor din UE a făcut ca această linie să nu mai fie dezvoltată, ci doar promovată o strategie a Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Ungaria nu a pierdut însă vremea și a intensificat relațiile în zonă. Devenită în 2018 observator la Consiliul Statelor Turcice, Ungaria a ajuns unul dintre partenerii politici și economici principali din Europa ai statelor din Asia Centrală. În plină pandemie, ministrul de externe și al comerțului de la Budapesta, Peter Szijjártó, a fost în Tashkent și Bishkek, ocazie cu care Ungaria a donat 20 de ventilatoare spitalelor din Kyrgyzstan, și Polonia se învârte în zonă și a trimis o echipă de medici și echipamente medicale în Tajikistan și Kyrgyzstan. Observatorii Asiei Centrale consideră că echilibrul în zonă îl dau chiar aceste interese divergente între marele puteri ale lumii. Alexandru, vreau să revin la tine cu o întrebare legată de întrevări de rolul acestor puteri. Mare parte, sigur, că Rusia și China. Anul trecut, Uzbekistan a aderat la Uniunea Economică Eurasiatică. Știm foarte bine care este rolul Rusiei în regiune din punctul ăsta de vedere. Există și
cooperarea organizației pentru cooperare în Shanghai. Și în sensul ăsta, cât de multe acele cinci țări cumva încearcă să-și coordoneze pozițiile în raport cu cele cel puțin două puteri din regiune. Și în ce măsură, de exemplu, aderarea Uzbekistanului a fost motivată, într-adevăr, de aderarea Uzbekistanului la Uniunea Euroasiatică Economică, a fost motivată de considerente economice? Vreau să vă zic că, în general, lumea este foarte nemulțumită de participarea la această Uniune Euroasiatică. Ceea ce s-a întâmplat după aderarea și a Kârgâzstanului, și a Uzbekistanului la această Uniune. De fapt, am asistat la o creștere masivă de prețuri. Au afectat foarte grav producătorii locali. În linii mari, economia Federației Ruse este mult mai puternică decât economia statelor din Asia Centrală. Și, sigur, produsele rusești domină absolut piața locală. Și nu mă refer doar la produse de consum curent, dar este vorba despre utilaje, este vorba despre mașini și așa mai departe. Acele standarde care sunt impuse în interiorul acestei uniuni economice, unde este Rusia dominantă, au transformat, de fapt, statele din Asia Centrală în piețe pentru produsele rusești și nu au oferit absolut niciun avantaj producătorilor locali. Chiar dacă beneficiază de o anumite preferințe comerciale în raport cu Federația Rusă, aceste state nu au ce furniza pe piața rusească, cu excepția anumitor materii prime, dar și aici cu foarte multe paranteze care sunt. Deci, Uzbekistanul, spre exemplu, nu poate exporta atât de liber produsele sale, să zicem bumbacul, deoarece se află sub un anumit tip de sancțiuni pentru exploatarea muncii forțate, în mod special a copiilor. Dacă ne referim la industria mineritului, iarăși există o serie de restricții care nu le permit exportul la Federația Rusă, cât ține de industria de extracție a metalelor prețioase, aurul, bunăoară. Ele se află în concesiuni occidentale și nici într-un fel, în afara unor evenințe foarte simbolice, sunt contracte în mare parte dezavantajoase acestor state. Și toți cei cu care am discutat acest subiect conștientizează că semnarea și aderarea la această Uniune Economică a fost o decizie pur politică, nu a avut niciodată considerente economice pure și este în dezavantajul statelor participante, cu excepția statelor mari. Eu recunosc chiar și Kazahstanul întâmplă o serie de dificultăți și nemulțumiri în legătură cu poziția dominantă a Federației Ruse și anumite bariere nescrise care sunt. Bun, dacă vreți să fiu mai explicit, să încercăm să vedem cum arată mecanismul pe interiorul CSI, unde noi avem o zonă a liberului schimb, una teoretică, dar la modul practic există alte bariere complementare care fac imposibilă și toate aceste garanții care sunt, care le generează zona economică de liber schimb, ele sunt reduse la zero. Alexandru, vreau să revin un pic la Uzbekistan. Totuși, Uzbekistan este practic unica țară de regiune care are o bază militară SUA și știm foarte bine că lucrurile s-au întâmplat, în special după atacurile teroriste în 2001. Și am văzut anul trecut vizita lui Pompeo în Uzbekistan și a fost lansat un parteneriat strategic bilateral între SUA și Uzbekistan. Iată, în ce mod totuși se balansează cumva relația asta în regiune, în special vorbind despre Uzbekistan cu Vestul, în special cu Statele Unite? Și care este rolul și imaginea Statelor Unite în regiune? Bine, interesul este comun. Eu vreau să vă zic că deseori Rusia acționează în comun cu Statele Unite ale Americii în această regiune. Este o regiune foarte complicată, pe lângă calea mătăsii, care e o chestie frumoasă și care, într-adevăr, promite dezvoltare, mai există și alte căi care vin din Afganistan spre Federația Rusă. Este vorba în special de traficul de stupefiante, este vorba de crimă organizată, este vorba de trafic de persoane. Sunt lucruri foarte complicate care nu le poate gestiona nici Federația Rusă și nici administrația americană. În acest sens, chiar și schimbările care au avut loc în toamna anului trecut, când a fost detronat președintele Jeelbekov, s-a reușit ca aceste schimbări
foarte, foarte complicate să aibă loc fără vărsări de sânge. Vreau să vă zic că au decedat doar 3 oameni, ceea ce este nespecific pentru o revoluție din Asia Centrală. Aceste schimbări s-au produs grație intervenția ambilor, Alexandru, suntem pe final, de emisiune. Ultima întrebare vreau să o adresez, una iarăși foarte succintă, Corinei. Dacă ar fi să sugerezi, Corina, o cale așa, o rută turistică în Asia Centrală, care ar fi aceasta? Dacă aș sugera, probabil aș începe ca să fac așa o... să-l fac rotund cumva, da? Să fac un cerc. Exact. Din Kazahstan, probabil aș începe. Dar Kârgăstanul ar fi, desigur, de mai repede că finalizăm emisiunea. Da, pentru că e vorba și de lac și apoi Uzbekistanul și de munți și Tajikistanul la fel. Ok, neapărat. Ok. Îți mulțumesc foarte mult, Corina, îți mulțumesc foarte mult, Alexandru. O seară frumoasă doresc la amândoi. Și, bineînțeles, cu aceasta finalizăm și noi emisiunea noastră, nu înainte de a vă invita să ne urmăriți duminica viitoare la 19:00. O seară frumoasă să aveți!